O casă a fost cuprinsă de flăcări în localitatea Corbi. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Incendiul a distrus o bucătărie, două anexe gospodărești, tâmplăria de la intrarea în casă și jumătate din acoperișul acesteia. Pompierii au lucrat cot la cot cu echipajele de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Corbi și Domnești pentru localizarea și lichidarea incendiului violent, limitând propagarea flăcărilor la întreaga casă și la alte vecinătăți. Paramedicii de pe ambulanța SMURD au acordat îngrijiri medicale pentru două femei, proprietara imobilului și o vecină, care au suferit atac de panică. Ulterior, acestea au refuzat transportul la spital. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost sistemul de evacuare a fumului.